Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Ana și astăzi am pregătit această rulată cu somon, ce poate fi servită ca aperitiv sau ca un prânz rece sățios. Voi începe pregătirea ruladei, având nevoie de 100 de grame de iaurt, 4 ouă, sare și piper, 50 de grame de făină și puțină boia dulce. Voi separa albușurile de gălbenușuri. Am încercat să fac această ruladă fără a separa albușurile, însă nu iese pufoasă deloc. Am început din nou să o pregătesc separând așadar ouăle și spumând foarte bine albușurile în prealabil cu un praf de sare. Am adăugat praful de sare peste ouă, peste albușuri. Voi continua să amestec acum iaurtul cu gălbenușurile. Și între timp, folosind mixerul, spumez foarte bine albușurile. Voi adăuga făină peste compoziția cu gălbenușuri și iaurt. Între timp, albușurile se spumează. Adaug și condimente. Piper proaspăt măcinat. Sunt foarte conștientă de cantitatea de sare din somon, așa că voi fi foarte zgârcită cu sarea, însă boia dulce adaug din belșug pentru că va da culoare cât și gust. Ar fi trebuit să pun gălbenușurile într-un castron mai mare și să încorporez albușurile în compoziția cu gălbenușuri. Însă nu vreau să mai murdăresc încă un vas, așa că voi incorpora treptat compoziția cu gălbenușuri în albușuri, amestecând ușor cu telul, fără a scoate aerul încorporat în albușuri. Cu mare grijă, avem nevoie de o compoziție omogenă cât mai pufoasă. Preîncălzesc cuptorul la 170 de grade Celsius și am topit puțin unt în cuptorul cu microunde și voi unge hârtia de copt cu acest unt pentru că nu vreau ca rulada să se lipească deloc și vreau să o îndepărtez cu ușurință. Aluatul obținut îl puteți așeza în tavă, fie ajutându-vă de un poș, fie pur și simplu îl turnați în tavă și îl nivelați cu o spatulă. Voi coace acest aluat în cuptorul preîncălzit pentru 7 minute, nu mai mult. Îl voi rula tot cu hârtie de copt după coacere și las să se răcească. Vedeți, este foarte pufos și se îndepărtează de pe hârtia de copt cu mare ușurință. Pentru umplutură am filet de somon afumat, aproximativ 200 de grame voi folosi. Am aici două pachete, a câte 150 de grame. 280 de grame de cremă de brânză. Piper de lămâie, o lingură de zeamă de lămâie, vă arăt un avocado, însă nu l-am putut folosi pentru că nu era copt și boia dulce. Voi amesteca crema de brânză cu o furculiță, am gustat să văd dacă are sare și într-adevăr are sare, așa că eu nu voi mai adăuga. Adaug piper de lămâie, zeamă de lămâie, și puțină boia de ardei dulce. Puteți adăuga și piper proaspăt măcinat.
Amestec bine de tot pentru a obține o pastă. Cu grijă, desfac rulada coaptă și răcită. Este foarte fragil, așa că încerc să nu o rup. O desfac ușor. Voi pune crema de brânză amestecată cu condimentele pe toată suprafața, într-un strat uniform. Voi unge această foaie de aluat cu crema de brânză. Mai adaug puțin piper de lămâie, puteți pune felii de avocado sau felii subțiri de castravete, pătrunjel sau mărar. Eu am păstrat rețeta cât se poate de simplă, dar imaginația vă poate fi prieten în această rețetă. Adaug acum feliile de somon și încerc să acopăr cât mai bine toată suprafața ruladei. După care rulez fără a prinde și hârtia în interior, cât mai strâns, și putem decora rulada și o ținem la rece în frigider înainte de a o servi. Eu am și decorat-o cu câteva feliuțe de somon, cu feliuțe de castravete și frunze de pătrunjel proaspăt. Este o ruladă delicioasă, o puteți servi ca aperitiv, așa cum vă spuneam la începutul rețetei, dar și ca un prânz rece în această vară călduroasă, este foarte, foarte bună. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, vă aștept și data viitoare la o altă rețetă, mă despart de voi dorindu-vă din toată inima să fiți veseli, pa, pa!